Corpul lui Navalny este de negăsit. Mama opozantului rus nu a reușit încă să-și vadă fiul ucis de regimul lui Putin. Varianta oficială este că Navalny a murit din cauza sindromului morții subite, iar susținătorii săi cred că se trage special de timp ca să nu se poată afla cauza morții. Cu mai multe detalii vine acum colegul meu Felix Damian, editor Alef News. Un critic vehement al președintelui rus Vladimir Putin a murit subit în închisoarea IK3 de la Cercul Polar din Rusia, potrivit comunicatului oficial al regimului. Mamei lui Lyudmila Navalnaya i s-a spus de către serviciul penitenciar că a murit după ce s-a prăbușit și a căzut în timpul unei plimbări în curtea închisorii. Ea a vizitat colonia penitenciară ieri și s-a spus că moartea ar fi fost din cauza a sindromului morții subite, un termen generic destul de vag pentru o afecțiune care ar putea acoperi un stop cardiac fără o cauză aparentă. Doamnei Navalnaya i s-a spus că corpul lui Navalny a fost dus în orașul Salekhard, lângă complexul închisorii, dar când ea a sosit acolo, morga era închisă. Oficialii închisorii au spus că o examinare post-mortem inițială nu a fost concludentă pentru a determina cauza morții și că va fi nevoie de încă una. Aliații lui Navalny susțin că trupul său este reținut în mod intenționat de autoritățile ruse ca să poată acoperi urmele unei crime. Dar cum au reacționat autoritățile ruse și internaționale? După anunțarea morții lui Navalny, peste 400 de persoane au fost arestate în Rusia pentru că au îndrăznit să aducă omagii opozantului lui Putin, potrivit grupului de monitorizare al drepturilor omului OVD Info, mai ales la Sankt Petersburg și Moscova. Mai departe, în fața ambasadei Rusiei din Londra au apărut mesaje și flori și poze cu Alexei Navalny sub forma unui mic altar care, să spunem, a încercat să combată și să comemoreze activismul lui Navalny și dispariția lui. Reacția internațională a fost destul de puternică, au fost apeluri către Rusia pentru a clarifica și a explica moartea lui Alexei Navalny, iar miniștrii de externe ai G7 și-au exprimat îngrijorarea la conferința de securitate de la München, unde au ținut un moment de reculegere în memoria activistului rus. Ce urmează acum pentru Rusia și comunitatea internațională? Moartea lui Navalny intensifică, să spunem, relația de tensiune dintre Rusia și comunitatea internațională occidentală, cu potențiale consecințe diplomatice și politice. Marea Britanie a indicat faptul că va lua măsuri pentru în urma morții lui Navalny, nu s-au specificat care vor fi acestea, iar președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, l-a acuzat direct pe Putin pentru moartea lui Navalny și a atras atenția cu privire la absurditatea faptului că acesta poate fi considerat liderul legitim al Rusiei. Între timp, liderul de la Kremlin nu a comentat moartea lui Alexei Navalny, cel mai dur rival al său, deși a avut ulterior o întâlnire cu muncitori în Rusia, iar televiziunea de stat rusă a transmis doar o informație foarte scurtă. Mulțumesc mult, Felix, pentru prezență și pentru detalii.